capus, în secție de internare. Acolo? În asta să încercăm trei copii și multe diferite. După ordinul Ministerului Sănătății, noi am făcut o reprofilare și am organizat secție pentru copii bolnavi sau suspect de COVID. Dar secția asta se află în clinica Emilian Coțagă, care tot aparține Institutul Mame și Copil. Restul secțiilor a Institutului, noi încercăm să păstrăm curate, fiindcă avem o mulțime de patologii foarte, foarte serioase, care la moment actual tot trebuie de tratat. Câți aveți încep COVID? Aici cu COVID noi nu avem. În genere, în secție, în clinică Emilian Coțagă, la moment sunt 12 pacienți, la care 8 cazuri confirmați. Dar, practic, greutatea medie și toți copiii sunt stabili. Grav, de la începutul epidemiei, copii grav la noi nu a fost. La nivelul 3 avem 5500. По 150 дней до визита на Департаменту консультатив специализа, 20 дней адресировала Департаменту де урженца, 20 дней адресировала Центру де планификария фамилии и генетика медикала, а про 6 дней де наштери, 2 дней де чезарени. Un lucru pentru Republica, acest colectiv face enorm, după părerea mea. Și dumneavoastră foarte bine știți că la sfârșitul anului 2019 președintele Republicii Moldova a dat un orden Republicii, cel mai mare distinție pentru Institutul Mamei și Copilului și pentru acest colectiv. Și din partea tuturor colaboratorilor, din partea pacienților, mulțumesc foarte mult pentru această apreciere și din partea noastră noi asigurăm că o să facem tot posibil ca să nu fie acest orden ultima distinție a instituției noastre. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, eu vreau să vă felicit încă o dată sărbătoarea de astăzi, care este o sărbătoare importantă, și anume pentru, nu doar pentru pacienți, nu doar pentru medici, dar în special pentru infermieri, pentru asistenți medicali. De ce? Pentru că eu înțeleg că acolo e una din problemele de bază care le avem acum. Această pandemie cu care noi ne-am ciocnit a scos în iveală problemele care le avem în sănătate. Atitudinea cea care cu regret a fost poate nu la nivelul cel mai necesar și hai să spunem sincer, mie mi se pare că acum tot societatea moldovenească a conștientizat, toți oamenii conștientizat că trebuie cu totul altă atitudine să avem față de mici. Eu știu că salariile sunt mici. Eu am spus cu domnul prim-ministru, am discutat și cu colegii din guvern. Eu cred că noi în următorul jumătate de anul, anul, trebuie să ajungem la dublarea salariilor, altfel rămâne fără oameni în domeniul medical. Noi, practic, tineret nu aveți, pentru că pleacă toți după universitate în România sau în alte țări. Și dacă noi nu o să facem un pas important, și nu așa, cu 5-10%, trebuie să facem un pas substanțial în susținerea, în primul rând, a personalului,
referă medici, fermieri, asistenți medicali și în ce se îndidotare. Cunoașteți anul ăsta noi peste 1.300.000.000 în dat suplimentar acum în buget de stat pentru reparații și pentru dotarea spitalelor, dar eu consider că în condițiile când ne-a început de această pandemie și nu înțelegem că nu s-a terminat și că astfel de pandemie ar putea să fie și pe viitor, eu cred că una din prioritățile oricărui stat, dar și Republicii Moldova, trebuie să fie domeniul medicii. Deci eu vreau să vă mulțumesc, vreau să vă urez sănătate, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru toți cetățenii Republicii Moldova, mai ales aici, pentru viitorul Republicii Moldova, pentru că fiecare zi copiii, sunteți în prim contact cu copiii. Mulțumim și o zi bună! Succes!